Imediat după apariția știrii privind excluderea lui Vasile Mustățea din PNL, liderii organizațiilor locale din teritoriu, primarii și șefii de deconcentrate au solicitat organizarea unei întâlniri de urgență pentru a lămuri situația. Vasile Mustățea spune că lucrurile au fost clarificate. I-am convins că nu este absolut nicio problemă, nu voi fi exclus și vom merge în continuare și ne vom termina mandatele pe care cetățenii ni le-au încredințat împreună. Eventuală excluderea lui Vasile Mustățea din PNL nu a fost singurul subiect al acestei întâlniri. S-au discutat problemele care le avem în cadrul partidului despre viitoarele alegeri la municipiu, deci la biroul municipal, și viitoarele alegeri la biroul județean, biroul teritorial județean. Printre subiectele dezbătute de liberari în aceeași întâlnire s-a numărat și grăbirea alegerilor interne. Noi ne-am dorit acest lucru, deci pentru alegerile locale încă de acum 2 luni de zile, pentru alegerile județene este în funcție de alegerile locale, ținând cont de faptul că acelea n-au avut loc, deci în mod automat nici cele județene n-au avut loc. Ne dorim să fie cât mai repede pentru a aduce liniște și stabilitate în cadrul partidului și în același timp pentru a reuși să continuăm munca politică și, bineînțeles, să ne păstrăm locul întâi pe țară și, dacă se poate, chiar cu lauri, adică să facem mai mult ca Partidul Național Liberal în județul Giurgiu și municipiul Giurgiu să fie partidul de frunte de acum încolo cât timp se poate de mult.